Înțeleg lumina, sunt muncitor, anticipez momentul, înțeleg foarte bine situația, mă pregătesc dinainte, rezist în orice fel de situație. Sau vorbim despre strategie, scris, fotografie. Cu fotografia am fost în Egipt, în India, în Tunisia, Italia, Scoția, Polonia, Franța, Israel, Monaco, acțiunea UNICEF, Photo of the Year, categoria Portret. Am fost primul fotograf premiat de CNN. Am premiul de excelență pentru activism social din partea ANR. Am fost invitat timp de 3 ani la Visa pour l'Image, cel mai important festival de fotografie de documentar din lume. Prima noapte de proiecție a fost legată de evenimentele din Siria, când am fost singurul fotograf occidental prezent în Siria la începutul evenimentelor în 2011. Următoarele două nopți de proiecție au fost legate de problematicile etniei rome din România. Dacă vrem ceva mai bun de la lumea în care trăim, trebuie să înțelegem și să învățăm compasiunea. Am făcut un documentar despre supraviețuitorii Holocaustului. Am realizat peste 15 interviuri în toată țara. Pentru mine a fost o experiență cutremurătoare. Fără casă, nicio familie nu se poate gândi la viitor. Fără casă, nu există acces la educație. Prima și principala condiție pentru a îmbunătăți situația romilor este rezolvarea problemei locuinței. Cea mai mare problemă a unei minorități într-o țară străină este legată de dorința majorității de a da vina pe altcineva. În România am fost în comunitățile de rom din Baia Mare, Cluj-Napoca, Piatra Neamț, Caracal, Eforie Sud, Craiova, Focșani. Îmi place muzica, îmi plac oamenii, îmi place lumina, îmi place soarele. Am învățat să fotografiez în Italia în timpul unui curs cu Paolo Pellegrin. Deci Paolo Pellegrin este unul dintre cei mai importanți fotografi ai epocii în care trăim. Accesul la locuință vine înaintea accesului la educație. Fără siguranța locuirii, accesul la educație este imposibil. Mediul în care trăiești își pune amprenta asupra ta vrând nevrând. Îi înțeleg pe cei care nu câștigă nimic, pentru că de 7 ani de muncă socială mă aflu în aceeași situație. Dacă aș câștiga o vacanță oriunde în lume unde mi-ar plăcea să merg, aș merge în Vietnam. Cele mai bune lucruri de fotografiat sunt cele cu care rezonez, cele care îți plac. Pentru un fotograf valoros, Cuba nu reprezintă o destinație de fotografiat. Cel mai important la o poveste este accesul. În fotografie nu poți să înveți să ai noroc. Ajung primul și plec ultimul. Mă întorc ori de câte ori este nevoie. Pentru a putea avea aceste rezultate, trebuie să înțelegi oamenii. Cei mai mulți dintre fotografi cred că fotografia este despre ceea ce vezi. Fotografia este în mare parte despre cine ești. Dacă mâine aș putea să dansez sau să cânt la fel de bine pentru a transmite aceste probleme sociale, aș face-o. În fotografia cu neclar pe spate, lipsește cea mai mare parte din informație. Este facilă deoarece nu trebuie să gestionezi mai multe planuri. Lentilele mele încep de la o diafragmă de 0,95. Unde cineva trage cu o diafragmă de 1.4, eu trag cu o diafragmă de 3.2. Setările din aparat contează foarte puțin. Lumina artificială este egală cu 0. Folosit lumina artificială de 4-5 ori în toată cariera mea. Folosesc lumina artificială când am un mesaj pe care îl pot transmite mai bine în acel fel. Am folosit lumina artificială atunci când am făcut câteva portrete oamenilor veniți la mormântarea reginei Ana. La mine se ajunge extrem de ușor. Pe Facebook, pe Instagram, pe mail. Locuiesc în București de când m-am născut. De fiecare dată când cineva a avut o întrebare, i-am răspuns cu promptitudine. M-aș bucura ca oamenii să aibă mai multe întrebări. Din păcate, în România, cei mai mulți dintre cei care nu sunt în stare să facă nimic, devin profesori. Trebuie să cunoști istoria fotografiei, pentru că trebuie să cunoști mari fotografi și munca lor. În fotografie sunt trei lucruri extrem de importante. Munca, pentru că fără muncă nu poți surprinde nimic. Editarea,
capacitatea de a alege cele mai bune cadre pentru a spune povestea pe care o ai în vedere, și 3, prelucrarea imaginii și aducerea imaginii la forma ei cea mai bună. În cazul în care vrei să expui această muncă și calitatea hârtiei pe care printezi fotografiile este la fel de importantă. Când imaginile tale arată la fel ca imaginile altor milioane de fotografi, nu înseamnă că ești bun, ci din contră. Am cunoscut diverse tipuri de risc. În Siria am fost ridicat pe stradă de către securiști. La Baia Mare am fost înconjurat și amenințat de cămătarii. Sentimentul de a face bine este cel mai frumos sentiment pe care l-am cunoscut până acum. Bine poți să faci în permanență. Binele nu are dimensiune. Și când ți-e rău, trebuie să faci bine. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că și cel mai mic gest adunat contează. Implicându-se, fiecare poate să contribuie cu ceva. Pentru mine fotografia înseamnă oameni, emoții, mișcare și culoare. Mă inspiră Dalai Lama, mă inspiră Nelson Mandela, mă inspiră în general toți oamenii care înțeleg compasiunea. Fotografia de nuntă în România nu surprinde importanța zilei respective. Fotografia de nuntă din România este o fotografie statică, lipsită de viață. Cadrele regizate cu mirii se pot face cu 3 ani înainte de nuntă și cu 10 ani după nuntă. Fotografia de nuntă trebuie să fie ca un film documentar. Fotografia de nuntă, în mică, extrem de mică măsură, ar trebui să aibă de-a face cu regia. Cea mai mare abilitate a mea este aceea de a mă face invizibil. Cea mai mare capacitate a mea este aceea de a mă face într-un timp extrem de scurt invizibil în momentele în care lucrez. De la demnitatea umană nu trebuie să faci niciodată niciun compromis. Muncesc fără să beau, fără să mănânc, câte 18 ore pe zi, pentru că nu pot să-mi bat joc de timpul oamenilor pe care încerc să-i ajut. Cu asta fac exerciții pentru umăr. Te-a făcut o să zboare, mă! Te-a făcut avion, te-a făcut avion! Tibiri, tibiri, tibiri! Asta-i tași. Prințesa mea. Munca mea socială a salvat mii de oameni. Munca socială m-a făcut mai fericit. Dacă aș privi rezultatele muncii mele sociale pe termen scurt, m-aș descuraja. Pot să învăț pe oricine să folosească aparatul, dar nu pot să-l învăț să fie om. Ceea ce vede un fotograf este direct proporțional cu gradul lui de educație. Tot ce am fost eu ca om până m-am apucat de fotografie m-a ajutat enorm în acest domeniu. Oricine poate să facă ce fac eu.